Mulți tineri trăiesc în case insalubre, fără curent electric și nu au bani pentru cărți și rechizite. Alții, în schimb, odată ajunși la vârsta adolescenței, renunță de bunăvoie la școală și aleg să-și urmeze părinții, care pleacă să muncească în străinătate. Predispuși la abandonul școlar sunt și cei rămași în țară în grija unor rude sau cunoștințe apropiate, care se ocupă doar superficial de situația școlară a copiilor. Din punctul nostru de vedere al cadrelor didactice, această problemă este una la care ar trebui să acordăm maximum de atenție toți factorii implicați, pentru că dintre cauzele care determină abandonul școlar putem să punem pe primul loc, aș putea spune, cele economice, cele care determină o sărăcire a populației și o incapacitate și imposibilitatea părinților de a-și mai întreține, de a putea să asigure minimum necesar pentru ca acel copil să poată să-și desfășoare parcursul școlar în limite normale. Elevii care renunță la școală sunt deseori încurajați și de atitudinea adulților, pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate și nici garanția asigurării unui loc de muncă. Nu prea este bine în ziua de azi, dar nici cu carte multă nu prea ai ce să faci, nu sunt servicii. Ei să stopeze astea. Să îngrijească de ei, să... De obicei dă vina pe învățământ, pe școli, pe societate, dar de fapt problema pleacă din familie. Deci cam asta e părerea. Rata abandonului a crescut în ultimul timp și din cauza faptului că au scăzut fondurile pe care ministerul le aloca intervențiilor pentru prevenirea și diminuarea situațiilor de acest gen. Potrivit estimărilor Institutului de Statistică al UNESCO, în 2010, la nivel global, 61 de milioane de copii de vârsta învățământului primar și 71 de milioane de copii de gimnaziu nu mergeau la școală.